Școlile din București vor rămâne și mâine închise. La fel se va întâmpla și în Argeș, după cum a anunțat prefectul de Argeș. Decizia a fost luată după ce comandamentul de iarnă a comunicat că seara drumurilor din județ nu este una prielnică, iar transportul poate pune în pericol elevii. Vă reamintim că mâine, 31 ianuarie, este ultima zi de școală în toată țara de luni, 3 februarie. Elevii intră în vacanța intersemestrială. Profesorii care nu au apucat să încheie mediile elevilor până la data de 31 ianuarie o pot face de asemenea în în prima săptămână a semestrului 2. Așadar, mâine rămân școlile închise în București și în Argeș. Asta știm până în acest moment. Cu siguranță această decizie va fi luată și în alte județe din țară, unde am văzut că drumurile sunt pur și simplu impracticabile în acest moment. Așteptăm informații oficiale însă în acest sens. Cu siguranță revenim cu detalii în celelalte, în jurnalul orei 16.